După egalul cu Inverness și accederea în turul 3 preliminar al Europa League, jucătorii giurgiuveni au fost asaltați cu întrebări legate de transferuri. Cine pleacă de la Astra și cine va veni? Este întrebarea pe care și-o pun toți. Dar cei vizați sunt deosebit de evazivi și nu lasă să se înțeleagă mai nimic concret. Se simte în continuare jocul vostru lipsa atacantului? Ne dorim foarte mult un atacant și normal, se vede că nu avem un vârf de careu. Denis Alibek era un jucător important pentru noi, din păcate el se recuperează, dar eu cred că în câteva zile își va reveni și va începe antrenamentele alături de echipă. Vorbește el la Astra, parcă trebuia să ajungă la Steaua și el și de Amorim. Sau care amândoi, și Denis Alibek și William de Amorim sunt jucătorii Astrei. William a jucat astăzi, a făcut-o foarte bine și a adus aportul decisiv la această calificare. Nu știu, nu cred că va pleca, dacă era, au plecat până acolo. Ai auzit că se mai poate negocieri, deci mai există șanse. Nu știu, eu nu cred. O să vedem. Dar pentru tine ofertele din Orient, ceva adevărat? Vrei să pleci? Da, am primit ceva telefoane, dar nu este nimic rezolvat, să zic așa. Eu o să-mi fac treaba, îmi fac treaba aici la echipă și vom vedea pe viitor ce va fi. Mai multe amănunte despre meciul de aseară al Astrei, dar și despre transferurile jucătorilor, puteți urmări imediat după știri în partea a doua a ediției speciale.